genul programului pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Am văzut că la Bosanci copiii au cuplat bine la ideea zilei de curățenie națională, 24 septembrie. Au fost... L-am văzut pe domnul primar de acolo foarte încântat că școala a fost receptivă la acțiunea de curățenie. L-am văzut pe domnul director de la școala respectivă spunând că trebuie să se implice elevii, dar mi-ar fi plăcut să-l văd pe domnul primar scoțându-i la curățenie pe adulți. Adică nu scoți copiii, pentru că vorbea domnul primar din Bosanci cât de gospodari sunt oamenii de acolo. Păi dacă oamenii din Bosanci ar fi gospodari, ar strânge ei peturile și sticlele aruncate. N-ar avea ce să strângă copiii. Deci comuna Bosanci nu este o comună de gospodare, așa cum spune primarul. Și copiii învață de la cei mari. Absolut. Nu? Și cu astfel de lucruri, nu știu dacă, poate sunt bune pentru copii să aibă o educație din acest punct de vedere de mici. Însă, eu nu sunt de acord în continuare să se meargă cu chestiunile astea în școli. Deci, să-i scoată să facă ordine, să facă curățenie pe cei care au făcut asta. N-au făcut copii, nu copiii au aruncat sticle de rachiu și peturi și conserve. Au aruncat cei în vârstă și puși de la coș de semințe și coș de semințe. Deci să nu-i mai scoată pe copii. Copiii să facă acolo la școală ce au de făcut și dacă să facă o acțiune de ecologizare, să o facă în jurul școlii, să strângă bucățile de gumă lipite pe pereți și să pună eventual un copăcel sau o floricică. Dar în restul comunei să facă adulții, să facă domnul primar. De ce să scoți copiii? Să meargă primarul cu angajații din primărie, cu directorul de școală, cu preotul, cu polițistul, dacă mai au polițist, știi că acum a desfințat poliția asta, și să meargă adulții, să dea un exemplu copiilor și copiii să stea la gară să-i aplaude pe adulți. Dar nu folosești copiii să strângă gunoi după niște din ăștia netate care sunt prost crescuți. Da, bun. Și am văzut sărbătoarea roadelor la PDL, în sala mică, plin acolo de tineri, și mai vechi și mai noi în partid. Știi care e problema? Băieții ăștia care sunt politică, atunci când ajung în funcție, le ia Dumnezeu mințile și nu mai știu ce fac. Deci asta mi se pare o chestiune extraordinară, dusă peste orice limită să faci ziua, cum zice, a recoltei sau... A roadelor. Să faci tineretul de la PDL să facă ziua roadelor. Sărbătoarea roadelor. Dar ei sunt agricultori, lucrează în agricultură. Care este meritul lor că s-au făcut prune, nuci, cartofi și bostan? Care este meritul lor? Pentru ce au ornat sala aia? E o chestiune efectiv caragioasă. S-au dat în spectacol ei tineri și cu ei bătrâni, încurajați de ei bătrâni, s-au dat ăștia tineri în spectacol. Erau niște tineri în tricouri portocalii asudați că era sala aia plină și era cald și aveau niște bostan și niște prune ziua roadelor. Dar care este meritul lor? Au făcut acțiune agricole, au mers și au plantat, au fost la recoltat. Ce au făcut? Eu nu știu. A fost o metaforă, care nu? Care este legătura? Care este legătura între tineretul PDL și agricultură? Păi să meargă la Milișou sau undeva unde oamenii lucrează pe câmp și să facă tineretul PDL cu bătrânetul PDL, să facă acțiune acolo, să facă ziua roadelor în poartă la oameni, să vezi ce măturoaie își iau peste cap și ce coase iau cu coasa pe acolo la alergat. Dar cum adică, care e legătura lor cu agricultura? Vor cu legătura era așa, ceva metaforic, nu? Da, zi, vor culege și roadele după ce vor munci cu spor în campanie. N-ai auzit că sunt acolo viitori șefi de concentrate? Dar eu nu înțeleg chestiunea asta. Cu roadele și nu este meritul lor. Ei nu fac nimic, ei nu fac agricultură. Deci tineretul PDL de acolo, ăla, băieții aia și fetele aia sunt pentru lipit afișe, pentru făcut cafele, că până ori ajunge ei șef de concentrate sau cum se cheamă, miniștri sau parlamentari, ei sunt lipitori de afișe. Puteau să facă, să orneze sala cu niște lipici, să fie batoane de lipici, nu știu, cutii cu mari, postere, cu lipici, cu postere, cu ei când erau mici, cu fetele cu codiție, când era, să fi ornat, care e legătura lor bine, cu cartoful? Bine, tu vorbești așa, dar ai văzut că erau unii foarte emoționați acolo. Dar cine? Domnul Corjuc. Domnul Corjuc mulțumea că a fost primit în partid, era... mai avea puțin și plângea de deci emoție. Lumea s-a defectat total și mai ales cei care sunt la putere le ia Dumnezeu mințile. Asta s-a întâmplat în toate guvernările. Deci tuturor le-a luat Dumnezeu mințile. După aia când sunt din nou în opoziție, încep și ei
oricum le este greu să se acomodeze după aia cu viața normală, că ei nu trăiesc într-o lume reală. Ei nu trăiesc într-o lume reală. Domnul Corjuc, pe care o sală de tineri l-a aplaudat, de mici îi învață să fie trădători. Deci în loc să aplauzi consecvența, performanța, inteligența, profesionalismul, bunul simț, nu, tu aplauzi trădarea, tu l-aplauzi pe trădător. Pentru că Ion Corjuc e trădător. Că vine Gheorghe Flutur și spune că domnul Corjuc a avut curajul să părăsească PSD, pentru că PSD-ul n-a fost de acord cu modernizarea unor drumuri. Astea sunt glume, știi? Bine, la unii prin glumele astea. Nu are nicio legătură. Domnul Corjuc a trecut, să îmi zice mie cineva, că numitul Corjuc Ioan, tinerelul ăla... Ionel, cum i-a zis Gheorghe, Ionel. Că Corjuc Ionel a trecut de la PSD la PDL pentru tine, pentru mine, pentru fabrici și uzine, a trecut pentru el și pentru tăticul lui. Și da, pentru tăticul lui. Tăticul lui care este primar la Ipotești, alt trădător. Păi, aș chiar nu sare departe de gata. A fost prezentat acum din partea PDL. Dar acum nu știu care a trădat primul, tăticul sau băiețelul. Știi? Nu știu care de care s-a luat. Așa, el a, pentru familia lui, să le fie lor bine. Lui Ionel Corjuc și lui Dumitru Corjuc, tata lui, primarul trădător de la Ipotești. Cine? Că s-au pus PSD-ul să se facă? Nu s-au pus niciun PSD. Au fost discuții, cum se poartă discuții peste tot între putere și opoziție, ca banii care sunt alocați pentru drumuri, nici nu sunt alocați banii, că fac firmele de construcții și o să plătească mai târziu, din banii aia a cerut și PSD-ul să se facă un drum. Despre asta a fost vorba și de aia PSD-ul n-a fost de acord și a fost împotriva proiectului. Nu s-au pus nimeni că... să nu se facă drumuri pe niște, nu a blocat nimeni dezvoltarea să județului. Să nu se facă doar pentru... Și, că, și să-l prezinți pe Ionel Corjuc, ci că a avut curajul să plece. Este incredibil. Și asta îi învață de mici pe lipitorii de afișe. Îi învață de mici să fie trădători, să fie șmecheri, să umble numai după funcții, că le-a spus lor, voi sunteți viitorii directori. Deci apartenența la un grup care îți e politic, viitorul. Îți asigură viitorul. Avem partea aia, alte erau băieții care mergeau astăzi la Bursa Locului de Muncă, la șomaș. Păi aia nu poate să fie director, că nu, nu au lipsit la întâlnirea de ajungă niciodată director, da? Deci, simplu fapt că ești lipitor de afișe astăzi, o să te facă peste ani de zile, indiferent dacă ai minte în cap, da? Cât e, indiferent de cât ești de pregătit, deci e clar, ești acolo, te dai în spectacol, mănânci prune și pere cu domnul Flutur astăzi, peste ani o să fii director. Vei culege roade. Probabil că tu ai înțeles foarte bine asta. Eu acum încep să înțeleg de la tine. Bun, și să-l aplauzi pe Ionel Corjuc pentru că a trădat. Mare lucru, și mare, asta, om, mare asta, asta învață tineretul de la partid. Problema e următoarea, că învățându-se de mici cu trădarea, doar PDL-ul ăsta nu o să stea veșnic la putere. Mai stă poate 100 de ani, 200 de ani, dar nu știu cât mai stă. Dar peste 200 de ani, când nu o să mai fie la putere, ăștia mici o să fie niște matori care o să trădeze PDL-ul și o să meargă în partea aia altă. Știi? Și o să-și aplaude copiii că au făcut același cum lucru. Cum s-a întâmplat și în timpul guvernării PSD, guvernarea pură PSD. Tot același lucru se întâmpla. Deranjant este că mesajul cu care au venit liderii de astăzi ai puterii, când spuneau, făceau gălăgie, ne furați primarii, faceți presiune asupra lor să-i aduceți, ne luați consilierii, nu dați bani localităților conduse de primari opoziției. Deci discursurile pe care le avea Gheorghe Flutur pe vremea când erau în opoziție îndreptate împotriva PSD ar trebui să se regăsească și astăzi la liderii opoziției, la opoziție, pentru da. Că diferența între regimul PSD și regimul PDL din acest punct de vedere al furtului de primari, al încălcării unor norme democratice de bun simț, nu este niciuna. Absolut niciuna. Îți mulțumesc, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!